Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator, Antena 1 Pitești. O explozie puternică s-a produs luni seară în Bogați. Deflagrația l-a cuprins în casă pe proprietar, care a fost dus de urgență la spital cu arsuri la nivelul feței și al mâinilor. Totul ar fi pornit de la o improvizație cu o butelie auto care a pierdut gaze. Explozia a avut loc în comuna Bogați, într-o casă aflată în construcție. Acolo locuiau un bărbat de 32 de ani împreună cu soția și cu fiul de 11 ani. Proprietarul a simțit la un moment dat miros de gaz de la o butelie a unei instalații artizanale de încălzire. Nu a mai pucat însă să o scoată afară, întrucât s-a produs deflagrația. Zgomotul exploziei a fost atât de puternic încât a fost auzit de toți vecinii. S-a auzit din casă. Proprietarul a fost proiectat de suflul exploziei de pereți și a suferit arsuri în proporție de 15%. Un echipaj medical a dus de urgență la spitalul din Pitești. Medicii spun că victima nu are arsuri pe căile aeriene, ceea ce face ca viața să nu-i fie pusă în pericol. Cu toate acestea, a fost supus unor intervenții chirurgicale. Pacientul este stabil cardiorespirator în momentul de față. O arsură prin explozie, se pare că e vorba despre o butelie improvizată pe care se încălzea, aproximativ 15% suprafață corporală de gradul 3. A fost trimis direct la sală pentru tratament chirurgical de specialitate. Ulterior va rămâne să vedem evoluția dânsului și dacă necesită transfer în altă unitate de grad superior. Casa familiei din Bogați a fost serios avariată, un zid al imobilului a fost dărâmat, iar tâmplăria a fost pur și simplu aruncată la 10 metri în curtea casei. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz. Un val de aer polar a pus stăpânire peste România, gerul a paralizat întreaga țară, iar oamenii au făcut eforturi suplimentare pentru a trece cu bine peste aceste zile. Cu greu au putut face față, mai ales cei care sunt nevoiți să lucreze pe timpul nopții. Este frig de crapă pietrele, gerul a înghețat România, iar argeșenii au resimțit și ei temperaturile extrem de scăzute. Cel mai greu a fost noaptea, atunci când mercurul în termometre a coborât mult sub 0 grade Celsius. A fost practic cea mai geroasă noapte de până acum. Pentru a face față, oamenii s-au înfofolit, au pus haine multe pe ei, iar cei care locuiesc la casă au băgat mai multe lemne în sobă. E frig, dar suntem obișnuiți. Eu stau la țară, deși sunt obișnuită cu frigul. Vă luați o haină în plus? Mai mult? Da. Am foarte multe. Ce aveți pe dorată? Și groș și pelancă și bluză groasă și foarte multe. Cu glugă neapărat? Glugă neapărat. Nu pot să las. Am vrut să o las, că am crezut că e soare și deloc. Azi noaptea a fost cea mai geroasă. Cea mai geroasă, da. Toată noaptea am stat să bag lemne, că fac foc la sobă, și am băgat lemne continuu. Pentru taximetriștii care s-au aflat pe stradă în timpul nopții a fost destul de dificil. I-au folosit motorul pentru a se încălzi. Acum zici că ce căldura pornită, motorul meu. Țineți mai mult, dar consumați și mai mult? Continuu. Carburant? N-ai cum. Asta e. Ați fost și pe timpul nopții? De la 4 dimineața la 4 seara, nu fac de noapte. Și cum a fost totuși la 4 dimineața? 4 dimineața minus 12 grade, ger. Cu motorul pornit, prin consum de carburant. Mai mult? Da, categoric. Categoric, așa e, noi suntem obișnuiți. Vara la fel pe căldură, iarna la fel pe frig. A fost destul de frig de dimineață. Da, minus 13, minus 14 grade arăta pe bord. Da. Și consumați și mai mult, dar decât să vă îmbolnăviți? Categoric, nu se poate altfel. Plus și confortul clienților. Da, e altceva. Clienții ce spun? Brr, până se urcă mașina, după aceea e ok. Meteorologii nu vin cu vești prea bune. Aerul polar persistă în România și abia spre sfârșitul săptămânii vremea se mai îndulcește. Așa că până atunci trebuie să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și dacă sunteți nevoiți să ieșiți din casă, să vă îmbrăcați corespunzător. Să aveți haine călduroase, încălțăminte adaptată și să nu uitați neapărat cele 3 accesorii, fularul, mănușile și căciula. Gerul năpraznic a pus stăpânire și pe județul Argeș, odată cu frigul. Crește și numărul persoanelor care se îmbolnăvesc de gripă. Aceasta în ciuda faptului că toate dozele de vaccin antigripal repartizate de către Direcția de Sănătate Publică pentru sezonul rece au fost dirijate de către medicii de familie grupurilor țintă vulnerabile. Anul 2019 a debutat cu o vreme capricioasă, mai ales din prisma valului de frig care s-a abătut asupra județului nostru. Acesta aduce mari prejudicii, mai ales în ceea ce privește starea de sănătate. În sezonul rece este bine cunoscut că bolile aparatului respirator și mai ales infecțiile aparatului respirator înregistrează un vârf, o frecvență mai mare.
atât bolile cronice care se exacerbează, cum ar fi bronșite cronice sau alte suferințe ale aparatului respirator, dar și boli infecțioase, cel mai frecvent în această perioadă, determinate de virusuri. Specialiștii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Argeș recomandă, pe lângă măsurile de prevenție a bolilor, o dietă sănătoasă, un aport suplimentar de vitamine care să ajute organismul în lupta cu bolile respiratorii de sezon. Temperaturile extrem de scăzute înregistrate în ultima perioadă, dar și cantitățile mari de zăpadă căzute, în special la altitudini foarte mari, chiar pentru iubitorii muntelui, reprezintă un real pericol. În acest context, specialiștii Serviciului Județean Salva Munte au declarat închise mai multe trasee montane. Gerul năpraznic, vântul și stratul gros de zăpadă acumulate în ultimele zile au făcut ca muntele să nu mai fie o țintă predilectă pentru montaniarzi. Pentru a evita orice eveniment nedorit, specialiștii din cadrul Serviciului Salva Munte Argeș trag un serios semnal de alarmă, mai ales în legătură cu pericolul apariției avalanșelor. Riscul de avalanșă în munții Argeșului este de gradul 4 la peste 1800 de metri și de gradul 3 sub 1800 de metri. Traseele sunt traseele turistice montane, sunt toate închise, pentru simplu fapt că ele nu mai există fizic, stratul de zăpadă se apropie de 2 metri și atunci abordarea este pur și simplu alpină pentru cei care vor să urce. Celor care se vor aventura în zone cu un grad mai mic de periculozitate, le este recomandat să se informeze înainte de a porni în drumeție, să respecte regulile de conduită montană și să fie echipați corespunzător. Recomandăm turiștilor să rămână în zonele cabanelor, autoturiștilor să nu parcheze mașinile la baza pantelor dezgolite, pentru că acolo se pot declanșa avalanșe care pot lovi mașinile, le pot acoperi. Iar alpiniștilor și skierilor de freeride, care sunt de obicei oameni care știu ce au de făcut, să abordeze cu prudență zona, numai pămuchii, pentru că riscul este într-adevăr foarte mare. Vă spun sincer că stratul apropie de 2 metri. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 1. Noi ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!